Sorocenii se pregătesc de sezonul rece al anului. Odată cu răcirea timpului de afară, la mare căutare sunt lemnele și cărbunii, în timp ce unii locuitori spun că vor începe sezonul de încălzire mai târziu pentru a face economii, alții constrânși de frigul din case au și început încălzirea locuințelor, mai ales în cazul în care au copii mici. Avem o leacă, am pregătit o leacă de lemne, am cumpărat, cărbune să cumpărăm. Ce? Cum apar prețurile așa, e accesibil? O, prețurile sunt tare mari prețuri. Dar cum și gătiți? Trebuie lemne de foc. Scumpi, dacă. Ați pregătit sau urmează? Ei, nu vine să pregătiți și urmează. Eu locuiesc în apartament și deci, clar că la noi deja singur ne ocupăm căldura. Cine încălzim, așa avem. La momentul de fapt eu mă încălzesc cu un convector. Nu am încă încălzire autonomă. La mine sunt probleme cu starea financiară, sunt invalid și încă n-am reușit să... Economii fac mai mult. Eu sunt cu apartamentul la mijloc. Știți, la mine e căldus. Chiar de nu fac focul, iarna fie afară 20 de grade, în casă e plus. Lemne scumpă, 1200-1500 lemne. Cărbune 8.000, 9.000, ce să facem? Trebuie să trăim. Ați cumpărat deja sau...? Nu am cumpărat când am bani. Pensionere, pensie 1.400 de. Și cum vrei așa trăiești. Trebuie o toană de cărbune și 4 metri de lemne. Am făcut 5 bănci de platlajele, am făcut o leacă de salată, de mâncare, să mâncăm. Încă nu am pregătit încă, trebuie să cumpăr, dar tot scumpam. Ședim și noi pe birjă, facem lucru, facem și primim niște capete și să mâncăm. Dar pe aici nu-i bani, aici ziodnia e, zavtra netu dinghi v carmani. N-am casă mare, am casă miticuță și călduță, iutnaia, живу хорошо, меня не надо большая. Eu locuiesc la bloc și mă încălzesc cu cămin, deoarece n-am gaz. Sunt pensionar și mă adresez mereu la asistentă socială. Anul acesta, după 20 octombrie, o să ne ofere ajutor material. 1.000 și ceva pentru încălzire, ca să pun de la ora 10 până la ora 7. În timpul zilei, nu. Răjim nedești după tine, dau o leacă de ajutori de la partea primăriei. Suntem la țară, sunt scumpe. Scumpe, dar n-avem ce faci. Trebuie să le luăm încă. Și avem, ce n-avem și ne-a mai rămas așa din an, dar prețurile sunt foarte mari, peste 1.500 în sus. Aduc în piață, dar scumpi. Ei, luăm și mai principalul, medicamentele, căldura și la mâncare, dacă ne mai ajunge, asta e, tare greu. De obicei, noi deja suntem în străinătate, trăim în Italia. Iarna, avem gaz, avem lumină, avem căldură, așa că avem probleme cu nimic. În primul rând că acolo clima e altă, un pic e mai caldă ca în străinătate, ca în Moldova, adică. În rest tot așa, vine și frigul, vine și caldă, așa că... Dar la buzunar, trebuie... adică bate sau e ok? La salariul care este, e normal, să zicem că e normal. Bine, dacă exagerezi și vrei să fie o căldură imensă, normal că se simte și acolo. Здесь совсем по-другому. У нас там все готово. У нас все как бы... Отопление. Там отопление, там никто не топит печки. Ну, есть, как типа наших сел, вот, пригород. Там, да, вот моя сестра, она печку имеет, покупает дровишки. Немножко бьет по карману. Она старается так, одну комнатку отапливать, другую оставлять холодную. Ну, а так, как и здесь, как и мы, вот, всегда выживали здесь. Мы как, закрывали полдома, топили полдома, так и там. Кулемни, фоку, лемни, карбун, карешку мпать. Бати ла бузунар прецу. Ла лем, ла тот аста фар тари бати ла бузунар прецу. Кам кыц бани ар требуи ек аша, ка са ишиз дин сезону речи? Я уж тю, он жут ла доу, доу ши чава, 3.000 де лей. Депинде ди лем, кыт ку аста лем, да, есть ма ефтин, ом ма ефтин, май скумп. Cât ies cu atât trebuie să scoatem din buzunar să chităm, ca să ne încălzăm pe sezonul rece. Pentru copii mici, ei sunt bucuroși că mai vine iarna, știi, mai ies la sânăuș, la joacă. Da, dar pentru noi, dar lasă-o să mai stea acolo. Suntem de la țară și
ne stăruim cum putem. Mai punem în beci și facem, ne pregătim. Trebuie muie lemnele scumpe și trebuiește. Că am vreo 5 cuburi de lemne pe iarnă ca să ieșim, trebuie. Dar cubul e 1.500, credeți de-am socotiți cât trebuie. Trebuie mult. Păi așa, tărâim de colo, de colo și ne stăruim. Reamintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri în Republica Moldova pentru perioada 17-21 octombrie. Potrivit sinopticienilor, în perioada vizată în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri la suprafața solului de -1-4 grade Celsius, izolat în aer de -1-2 grade Celsius. Meteorologii le recomandă cetățenilor să ia măsuri adecvate, precum acoperirea plantelor sau adăpostirea animalelor pentru a evita eventualele efecte adverse ale înghețurilor.